Vă salut, o nouă zi. Avem liptos aici dimineață, încă este frig. Aici le-am pus apă. Să vă spun? Eu vă spun, deci aici am borcanul ăsta. Nu e decât apă chioară, cum se mai spune. Apă conține, la fiecare litru de apă conține un gram de sare, un gram de sare de lămâie și un gram de vitamina C. Uitați-vă, acum dimineață, încă e frig, hai să vedem câte grade sunt și o să vedeți la apă acolo, sunt nebunite după vitamina C. Sărurile care sunt toate acolo. Deci, în momentul de față avem 5 grade, da? Deci vreți să scăpați de nosemoză? Sunt stopați? Poate mă întrebați de unde să cumpărați. O să vă spun eu de unde să luați. Ca să luați și mai ieftin. Ia să vedem ce avem noi aici. Frumușelelor, ce faceți voi aici, mamă? Ați mâncat. O, voi vedeți că am mâncat tot în punga asta? Nu știu dacă se vede. Ia, se vede? Uite. M-a rămas pe margine. În cealaltă, iau tu. Aici a golit-o. Aici la fel. Nu, aici mai. Uite și asta ce a golit. Am pus eu cu eticheta aia galbenă în sus. Uite, dacă vede cei de la Dulcofruct, filmarea mea, că știu că se mai uită. Nouă nu ne place eticheta aia galbenă. O fi frumoasă așa, dar noi nu mai vedem dacă am mâncat aici turta sau nu. Și uite, sunt nevoit să o pun așa, pe dos, ca să se vadă. Nu trebuia vopsită cu galbenul ăla. Hai că scrie acolo ce scrie, dar să nu mai fie colorată cu galben. Dacă vor să o fac așa, dacă nu vor, rămâne așa. Uite, ia uitați-vă aici. Domnișelelor, ați mâncat, mamă, vă place? Mă, ce le place lor turtele astea, mă, de la Dulcofruct, mă? Ce-o fi pus în ele? Ei, nu știu, credeți-mă că eu n-am citit tot ce scrie acolo. Important că le consumă și important că am arătat puietul. Ia uitați-vă aici. Și o să mai deschidem să vă arăt puietul. Și ăștia consumă, uite. Miere și polen natural. Vă place, mamă? Păi cum să nu vă placă? Vă dau miere și polen, mamă, e 50 de lei borcanul ăsta. Uite, aici am miere de rapiță, 25 de lei. E bun, mamă, e bun. Ia uitați-vă ce frumos arată ei, că la ăștia se vede, că la ceilalți dacă am turtele puse, nu se vede. Ia, se vede? Ia uite aici. Mușelelor, au trecut și după diafragmă. Bă, le vedeți după diafragmă? Ia uite, uite, uite. Deci aia e rama după diafragmă. Și uite așa arată ei. Nu știu cum să țiu lanterna asta să se vadă. Da? Uite. Au trecut toți după diafragmă. Mă, frumoaselor, mă. Cum să țin, mă, dar nu se vede, nimic nu se vede, ia. Ia uite, ăsta a făcut o gaură pe aici, bă, îți place tare. Și ăsta a trecut. Ați văzut că le-am pus turtele, că le-am pus ramă după diafragmă. Au ce a trecut și ăsta, ăsta a trecut tare, ăsta a ieșit sigur din puiet. Au ce aici. O ramă e după diafragmă. Ce să fac, eu bag în cuib? O, tata, aici e o tactică de dezvoltare. Deci... Cum să țin, mă? Uite așa, nu știu cum să țiu, că nu se vede, uite, vă plac? Uite așa arată-i. A frumoaselor, mă, uite și asta ce a trecut pe diafragmă. Gata, ia uite și pe jos ce a mâncat. Deci asta îmi place mie, tată, practic. Consumă turta? O consumă. O să vedem în curând și puietul. Bun. Vreți dezvoltare la stupi? Doar cine își dorește dezvoltare? Poate să aplice, uite, unele metode se dezvolte. Fiecare cum știe. Mai cu stupi încălziți, cum îi încălzesc eu, cu anumite turte. Cu... Băi, astăzi s-ar putea să încălzească, ia uitați, soare frumos. O să vedem când mă întorc de la oraș. Gata, mergem la oraș acum. Hai ce înguste la mine aici. Îmi spunea unii să-mi iau camion. Ce camion să-mi cumpăre mai mare, mă? Că eu nu pot, trebuie să dărâm gardurile la vecine aici. Așa, ia să vă arăt eu. Deci ăsta e vitamina C, da? Acid ascorbic. Un kilogram, da? Avem data producției 2021, luna 5-a, data expirării în 2024, da? A se păstra
într-un ambalaj închis, mă rog, o să pun eu într-un borcan cu capa. Deci cu tot cu drum m-a costat 77 de lei, da? Cu tot cu transport, da? Bun, cam atât, 1 kg, 77 de lei cu transport, normal, cred că e vreo 60 de lei, 65 de lei. Deci care doriți, luați-vă la Albine așa ceva, nu uitați, dacă sunați la numărul ăla, spuneți că aveți filmarea, ați văzut filmarea de la Costin 2003 și o să luați la prețul ăsta, da? Bun, cam atât, când ne întoarcem de la oraș. Băi, ce-mi place mie, că de când intru în curte, de la poartă se aude. Ce are asta? Ia uitați-vă aici la ele. Mă, frumoaselor, mă, dacă nu vă lăsam eu de dimineața aici. Vă ziceți că ați găsit voi aici ceva bun, dar nu știți că e o vanta. Deci le-am pus două căni și ia uitați-vă că a început să vadă fundul cutiei. Frumoșelelor! Așa, mamă, e bun. Ia uitați-vă aici, știți că le-am pus dimineață apă cu vitamina C, cu sare de lămâie și sare de bucătărie. Ia uitați-vă aici. Vă place cum vine la apă? Hai să vedem totul practic așa. A dat puțin soarele, mai dă și cât un nor așa peste, dar asta e. Suntem în februarie, vorba aia. Nu-i vară. Ia să vedem câte grade are Costin aici. 20 de grade, da, unde bă, tată, bă, ia. Uite aici, 10 grade, da? Uite, 10. Deci la 10 grade, la Costin, zboară albina de rupe. Din ce cauză? Păi eu le provoc, bă, tată, să zboare. Hai, nu trebuie să le provoc. Ia să vedem. Ia uitați-vă aici. Da? Asta e zborul. O să vă arăt eu zborul și la 15 grade. Sper să avem și o zi cu 15 grade. Și o să vă arăt eu atunci zbor puternic. Asta e așa, o glumă. O frumusețe, o frumusețe, uite. Cât de frumos e să stai aici lângă ele. Mă, frumoaselor, mă. E bun, mama, e bun. Știu eu că vă place. Bă, ce să fac, mă, să deschid un stup. Băi, deci care vreți vitamina C? Hai că o să fac eu un filmuleț să vă las numărul de telefon la care să sunați, să luați mai la un preț mai bun. Bă, ce să fac, bă, să deschid eu un stup acum. A? Voi ce ziceți? A 10 grade, mă? Nu deschid. Nu deschid, mă, 10 grade. Las, că nu o fi vreo 15 grade, așa. Într-o zi deschide. E prea fric. O mai deschid că n-are rost. Eu știu ce puiet este. Ia să vedem aici. Bă, frumoaselor. Ia. Ce are, mă, e oprit blitzul ăsta. Nu știu de ce se oprește mereu. Și nici nu mai pornește. Uite. Nu știu. Prinde mai lumina. Așa. Lanterna. Ce vedem noi aici? Ce să vedem? Uite, uite ce vedem. Albinuță. Albinuță care stă cu minte. Mănâncă frumos. Ia să vedem. Gradele. A, uite aici. 17 grade. Păi cum, mă, eu să dor la căldură și pe ele să le țin în frig? Oh, ce-a trecut asta după diafragmă. Ia uitați-vă acolo. Uite, plină ramă. Așa, mă, frumosule, pentru trebuie să te duci în 10 rame. În 10 rame până în aprilie. Și care e șef, îi pun și catul. O să vă arăt eu, practic, tată, totul, nu dacă vorbărie goală, că pe internetul ăsta mulți sunt buni de vorbă, atât, doar de vorbă. Dar nu știe să arate nimic, că nu prea are ce. Auto-l ce a trecut și asta. Frumoșelule, ai trecut cu o ramă aici? Eu, pentru mine e foarte simplu. L-am băgat eu la iernat pe ăsta. Pe 1, 2, 3, 4, 5, 6 rame, da? La aceeași temperatură nu era trecut după diafragmă. Pe când acum a trecut o ramă de albină aici. Eu nu știu dacă o vedeți sau nu, că nu prea se vede bine, nici eu nu știu de ce. Dar e o ramă de albină acolo, asta e, nu se vede. Ce să... Aia e o ramă de albină, exact ce a eclozat puietul, da?
Uite și la ăsta a trecut. Dar mai rămâne așa. Au ce bagă și mănâncă aici. Mănâncă tata, 50 de lei, borcan. Bună. A, că te văd eu. Uite ce a trecut. Fii atent și ăsta are o ramă de albin aici. Ia mă, cum să țin eu asta să vadă? Se vede? O ramă plină, plină de albin. O-i bag eu la producție de polen. Mâncați voi acu, da. Borcanele astea ale mele. Vedeți cât polen o să-mi dea mie ăștia. Cu găleata car. Că nu o să-mi florească pomii. Au ce-a mâncat și ăsta aici. În turta energetică. Și din asta, nu știu dacă se vede mai greu. Am mâncat și din asta jumate. Uite și ăsta. Mie îmi place când mănâncă, mă, ia uite, ia uite. Am frumusei, mă. V-am arătat că am fost la Ovisan, mi-am luat din nou turte. Am pentru toți, să le pun iar câte un rând. Le lăsăm pe asta să le termine. O, ce-a mâncat ăsta aici. Jumate, mai are partea aia de acolo. Le mai punem câte un rând. Le dăm să mănânce cât vrei. Să bage puiet. Puiet la greu vreau să văd puiet. Fiindcă dacă reușesc să-i dezvolt pe ăștia de pe camion să-i dezvoltare, o să iau rame de puiet de aici de pe camion și ajut și pe ăștia de afară. Deci măcar să dezvolte tare de tot așa. Hai să vadă că, uite, că au ieșit mai bine. Ia, de acolo. Uite ce frumos se vede. Ia. Mă, frumoaselor, mă. Ia uite, s-a pus pe mâna mea. Hei, hei. Uite cam așa. A început să mai iasă și ăștia afară, nițel. Poate că sunt 9 grade, v-am arătat, da? Ia să vedem aici. Ia uite. A, frumos. S-a ridicat. Păi ce vrei? Ce vrei? Am observat că butoaiele astea provoacă invidie. Da? Butoaiele astea. Provoacă invidie că le vede aici el. Păi n-am un să le țiu și eu. Persoana aia n-a venit nici acum să-și ia butoiul. Dacă nu vrea să-l ia, eu ce să-i fac, mă? Ce să-i scot în drum? Eu nu mai știu de unde să-l iau pe omul ăla. Să vină să-și-l ia tata. Ia, aici. Cam așa beau albinele apă cu vitamina C, cu sare și cu sare de lămâie. Și cam așa consumă Liptosa, practic. Da? Ia uitați-vă aici. Pentru cei care poate să spună, ia uite ce le dă la albine să mănânce. Păi da, tată, fiindcă la mine în zonă nu e polen acum. N-am aluna, chia și corn sau ce-am mai fi înflorit. Nu e în zonă la mine. Ce să fac? Unde să mă mut? Într-o zonă unde este. Ce să fac? Asta e necazul. Aici stau. Să știți că foarte mulți apicultori așa se chinuie. Că nu stă într-o zonă bună. Au ce frumos. Au frumos. La 10 grade, mă, sau 9, cât era acolo. Și clar că puietul ăla e viabil. Da? Uite, cam așa zboară, hai să mai viară și pe ăștia de afară. Deci, chiar și ăștia, fiindcă i-a arătat cu Liptosa, ia uitați-vă aici. Da? Le-am mai pus. Le-am pus încă vreo 3 căni acolo. Mă, frumoaselor, mă, nu înțeleg de ce băgați voi capul acolo. Păi și cu capul vă băgați în el. Așa, haideți să vă arăt care vrea să-și ia vitamina C. Ca să nu mai mă întrebe și să mă sune pe mine. Eu am numărul aici de telefon. Uite aici, comenzi vitamina C. Deci, normal e vreo 80 de lei kilogram. Dar care sună, deci am vorbit cu ei și a spus că face o reducere de la 80 de lei la 62, nu știu dacă se vede aici, 62 de lei pe kilogram.
spuneți că ați văzut filmarea la Costin 2003 și o să aveți o reducere de cât vine? 18 lei, da? Numărul de telefon 0724 008 080. Ia, se vede și așa dacă îl pun. Cum să-l fac eu să se vadă? Uite aici. Nu prea se vede. De ce? Hai, s-a oprit filmarea. Deci, ăsta e numărul de telefon, da? Cred că se vede acum. Deci, uite, cu reducere 62 de lei, 0724 008 080. Bun, cam atât. Deci, care doriți vitamina C, puteți să citiți pe internet pentru ce e bună. În primul rând pentru nosemoză. Va o mai bine regina. Ajută la stimulare și normal în siropul de completare toamna să pune vitamina C, iernează foarte bine. Dar și primăvara. Care vrea să dă comandă și acolo. Bun, cam atât. Îmi place să stau să mă uit la ele. Uite așa. Nu prea se vede aici, uite aici se vede mai bine. Polen greu, uite, a venit una din asta. Uite ce-i pe ea, e albă, toată săracă. Da, foarte greu să intre cu polenaș. Cu din asta, cu liptosa.